Accident fatal lângă Cojușna. Un pieton a fost pulberat de un microbuz Marfar. Accidentul s-a produs în seara de 24 iulie, în jurul orei 22, pe traseul Chișinău-Ungheni, lângă satul Cojușna din Strășeni. La fața locului au fost chemați polițiștii, dar și o ambulanță. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul General al Poliției, Mariana Bețivu, a declarat că victima, un bărbat de aproximativ 50 de ani, traversa strada într-o zonă neiluminată de drum, în afara trecerii pentru pietoni. Șoferul microbuzului, un bărbat de 53 de ani, nu ar fi observat pietonul și l-a accidentat în plin. Traumele suferite de victime au fost atât de grave încât bărbatul a decedat până la venirea medicilor. Deocamdată, forțele de ordine nu au stabilit identitatea bărbatului decedat. Oamenii legii au pornit un proces penal pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier.